vedem bine că se intensifică, crește foarte mult domeniul muncii prin platformă. Se pune foarte mult întrebarea, lucrătorul care prestează muncă prin platformă, ce statut are? El e un angajat? E un angajat temporar? Nu e deloc angajat? E o companie? Nu e o companie? Eu cred că înainte de toate, dialogul social de zona de freelancing trebuie să răspundă la primul set de întrebări minimale. Cine suntem, ce facem, cum ne putem proteja, și asta și în relația cu deținătorul de platformă, și în relația cu clientul din platformă, dar și în relația cu autoritățile locale, cu autoritățile naționale, cu puterea decizională în sine. Munca prin freelancing și în general în zona de IT, prin crowd working, platformă, se va intensifica. Întrebarea care se pune este în ce măsură intensificarea ei va aduce o bunăstare generală, un well-being general, sau va fi o nouă metodă de cursă spre jos, în jos, în sensul în care, de pildă, poți vedea o sarcină pusă pe o platformă și lansată ca la un fel de licitație pentru prețul cel mai mic, neștiind dincolo de platformă cu cât este revândută prestația ta. Adică capturarea plusului valoare se face mult mai mult înspre platformă decât înspre lucrător. Dar cred că în momentul ăsta, acum, dialogul social ar trebui să-și propună înainte de orice să aducă un pic mai multă lumină în ce se întâmplă în zona de muncă prin crowdworking și un set probabil de politici care să protejeze, să așeze și lucrătorul freelancer într-o minimă zonă de confort. Vă dau un singur exemplu. Asigurarea plății pentru prestație, asigurarea poate a unui nivel minimal de plată în funcție de anumite competențe și task-uri, taxare și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări la care astăzi nu avem un răspuns. Dialogul social e instrumentul esențial prin care poți să aduci un pic mai multă lumină. Suntem într-o fază incipientă, asta este adevărul. Ea crește. Nu vorbim doar de chestiunile foarte vizibile, Uber, de exemplu, care este foarte vizibil. Aici discutăm de o sarcină manuală destul de simplă, a conduce o mașină, dar discutăm de lucruri dintre cele mai complexe, proiecte dintre cele mai complexe de nivel IT, care mai nou se tratează prin diverse platforme. Adică întâlnirea dintre prestator și clientul final se face prin intermediul platformei. Aici sunt foarte multe întrebări și o ecuație complexă între cel care prestează munca, între platformă și, repet, între cel care în final beneficiază de munca lui. Evident, dincolo de contractul social, concediu, asigurare de sănătate și așa mai departe, angajații au libertatea deocamdată să se asocieze și își pot promova un standard minim de condiții. La nivel de platformă nu pot promova încă un standard minim de condiții. Se testează soluția asta în anumite locuri în Europa, special în țările nordice, unde freelancing a crescut foarte mult. Se testează posibilitatea ca platformele în sine să aibă anumite reglementări sau să fie nevoite să respecte anumite reglementări, inclusiv de natură sau similară cu un contract individual de muncă, chiar dacă, repet, nu pot spune nici că e o legătură, o relație de muncă directă, nici că nu e.